vrea să pornesc de la un cuvânt pe care îl spunea fratele Cristi la început aici, cu care a început, de fapt, și zicea că ziua de astăzi ar trebui să fie pentru noi bucurie. Întâlnirea noastră ar trebui să însemne bucurie. Și cred că sunt în asentimentul fiecăruia că este o bucurie. Faptul că ne-am văzut, ne întâlnim, ne bucurăm și ne bucurăm în Domnul. Vreau să rămân în linia care a fost fratele meu înainte și să spun că e esențial pentru noi ca și credincioși, ca și oameni care zicem că suntem credincioși, să sfințim pe Hristos în noi ca Domn. La urma urmei, bucuria aici nu poți să o simți dacă nu e Hristos în inima ta, Domn. N-ai cum, pentru că nu guști bucuria asta. Nu o simți. Nu o trăiești. Vorbeam aseară cu o soră de adunarea de astăzi și am simțit-o la telefon că era așa bucuroasă că poate să meargă și ea. Și m-a sunat azi dimineață, dar am un loc în mașină. Vedeți, asta e bucuria unui suflet care îl sfințește pe Domnul, pe Hristos ca Domn. E bucuria unui suflet care vrea să fie acolo unde sunt frații și unde sunt copiii lui Dumnezeu. Care simte bucuria asta și o trăiește. Nu e un motiv de a pleca de acasă, să nu fiu acasă, că m-am săturat de traiul de acasă. Ci mă duc acolo unde sunt frații. Mă duc și unde sunt frații, iubirea în veci, frații. Zice o cântare de-a noastră. Nu putem deci să gustăm bucuria de aici dacă nu este Hristos în noi. Pentru că El este Cel care schimbă și înnoiește inimile noastre. Și dacă inimile noastre nu sunt înnoite, schimbate, curățite de Cuvântul lui Dumnezeu, nu putem să gustăm bucuriile astea. Este un cuvânt în Epistola către Filipeni, spune Sfântul Apostol Pavel, capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Deci, dacă înțelegem, e un imperativ. E ceva care nu neapărat o poruncă, că nu te poți bucura la comandă. Dar e ceva care un credincios trebuie să ai. Un credincios nu e scutit de încercări, de lupte, de frământări, de ispite, de lovituri din partea celor din jur, de orice fel. Nu e scutit. Dacă îți găsești plăcerea în Domnul, te bucuri în ea. Era poezia ce a citit-o fratele Cristi. Când nu vine nimeni, vine Domnul. El vine. Alții te pot înșela. Îți pot promite și nu pot face. Ar vrea poate și nu pot. Dar Domnul, El vine. Vreau să citesc câteva versete pe care le-am citit aseară. Și într-un fel, mă gândeam la un moment dat că poate n-ar fi potrivite să le spun astăzi. Dar prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu lucrat, în tot ceea ce s-a spus și s-a citit și s-a cântat până aici, cred că sunt potrivite. Din Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 2, de la versetul 25, tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur. Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea,
Nu te va osândi El pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Era o frământare în vremea aceea. Iudeii, chiar cei credincioși care au venit la credință, spuneau nu. Cei dintre neamuri care vin la Hristos trebuie să se taie împrejur. E o poruncă lăsată de Dumnezeu prin Moise, mai mult chiar de la Avram era, și trebuie să o facă oricine vine la Hristos. Așa au înțeles ei. Sfântul Pavel nu spune neapărat că asta nu era bună. Ce voia să facă să înțeleagă că, de fapt, înnoirea inimii și a vieții e esențială. Am pornit de la versetele astea, dar de fapt trebuie să venim în zilele noastre. Noi nu mai trăim într-o lume iudaică sau într-o lume în care iudaismul căuta să-și impună credința și modul de a o trăi. Acum trăim într-o lume creștină. Dar o lume creștină în care au ajuns, așa cum tot mai înainte am ascultat aici, să se împlinească o grămadă de ritualuri și de forme și de slujbe, dar care nu ajung în inimile oamenilor. Care nu mai sunt înțelese și nu mai sunt trăite de oameni. Spunea sora de-aseară, zice, am mers când eram în tinerețe, era dintr-un alt sat, nu era la noi, atunci am sat, și nu mergeam nici la biserică, că nu ne-a spus nimeni, parcă era o rușine să mergi la biserică. Și când mergea la biserică, nu se spunea, dar nu ni s-o spus niciodată, zice, cum auzim acum la adunare, cum trebuie să trăim. Cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu ne-a spus așa. Și ca să rămân în paranteza asta, spunea sora, tot în bucuria despre care vorbeam, cum a lucrat Dumnezeu, că am ajuns aici să aud și eu cuvântul lui Dumnezeu. Și să îmi se deschidă ochii și mintea și inima ca să înțeleg. Vedeți, asta e ceea ce face Duhul lui Dumnezeu. Asta e înnoirea care o face și spre care voia Părintele Iosif să îndrepte biserica și țara și poporul ăsta. O schimbare a vieții, pentru că creștinii din vremea lui, după război, trăiau în păcate, în beții, în desfrânare. Credeau că dacă acum o trecut războiul și bine, asta e viața, asta e traiul. Pe când Cuvântul lui Dumnezeu ne cere altceva. Înnoirea vieții. Spune Cuvântul lui Dumnezeu și sunt chiar cuvintele Domnului Iisus în vorbirea lui cu Nicodim când vine noaptea la el. Și bine intenționat Nicodim. Și recunoaște, învățătorule. Știu că ești învățător venit de la Dumnezeu. Că dacă n-ai fi așa, n-ai putea să faci lucrurile care le parcă nici nu-l bagă Domnul Iisus în seamă cu ce îi spune. Nicodime, Nicodime, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodime, Nicodime, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mă întorc la versetele din Epistola către Romani. Iudeu nu este cel care este tăiat în prejur, în carne. Cel care este tăiat în prejur, în inimă, cu inimă. Care face din inimă lucrurile care legea le cere. Dar trebuie să fie trăite cu inima, cu viață. Venim în zilele noastre. Creștini nu sunt cei care s-au botezat, că au fost mici și i-au dus la biserică. Sunt creștini, de drept. Sunt creștini, într-adevăr. Și spune, chiar știm în catehismul ortodox, că zice că botezul e ca o naștere din nou. Și vine Părintele Iosif și spune, da, e adevărat.
Este și asta o naștere din nou. Când ai fost duși în biserică și ai luat nașterea asta prin ungerea care s-a făcut acolo și prin pogorârea Duhului Sfânt la botezul tău și ai primit de drept viața asta nouă. Dar când crești mare, mai ești așa. Aici vine taina pocăinței și a nașterii din nou despre care vorbea Domnul Iisus cu Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Ne putem amăgi că putem face o grămadă de lucruri, că putem să dăm donații la biserică sau la, eu știu, la orfelinare, că putem să facem, să dăm mese la săraci, că putem să facem, cum spunea fratele mai înainte, rugăciuni, să facem metanii, să facem acatiste. Dacă nu-i din inimă și nu-i cu trăirea inimii, nu ne folosește nimic. E doar un mod în care ne amăgim fiecare. Noi suntem chemați la o înnoire totală a vieții. Adică în momentul ăla în care îți vezi starea de păcat, te întorci la Dumnezeu și spui, Doamne, nu mai vreau să trăiesc așa. Nu mai vreau. Vreau să trăiesc cum încerc Tu. Să aminteam însă aici înainte, noi nu avem puterea asta să o facem. Intenții s-ar putea să avem, chiar și dorință, dar putere nu avem. Și de-aia trebuie să cerem ajutorul de la Dumnezeu. El să ne dea puterea și El să facă înnoirea asta. Că firea noastră cea pământească se trezește mereu și îl vrea plăcerile ei, bucuriile ei, cu care am învățat-o și am hrănit-o atâția ani. Dacă nu face Dumnezeu lucrarea asta în viața noastră, nu o să avem izbăvire. De-aia chemarea și glasul lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu ca fiecare om să se întoarcă la El. El e cel care face înnoirea. Dar nu trebuie să facă pasul ăsta. Să se întoarcă. Nu cu mândrie cum a venit în orbogat. Ce mi-ar mai trebui? Le-am făcut pe toate, dar nu știu. Ce mi-ar mai trebui? Mai avea o legătură zdravână cu lumea asta. Bogăția lui. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și atunci vine și mulțumează. Era legătura lui care trebuia să o rupă cu lumea asta. Noi ce legături mai avem? Că nu trebuie să ne gândim la El, că El n-a putut să se desparte de bogății. Că poate avem și noi legăturile noastre. Și poate mai multe. Suntem dispuși să le rupem. Iarăși, dacă sunt prea groase, este o imagine în cărțile Părintele Iosif Trifa cu cel care s-a adâncit în păcate. Că la început păcatele sunt ca o pânză de paiaj. Dacă dai cumva cu mâna, ușor, nu trebuie să dai tare, le-ai rupt. Dar când te adâncești în ele, fierbe se încroșă. Până la urmă ajung să fie niște funii, nu mai ai putere să le rupi. Doamne, vină și scapă. Asta trebuie să fie strigătul oricărui om. Doamne, scapă-mă. Nu pot. Scapă-mă Tu. Zi un cuvânt. Și o să fiu eliberat. Zi un cuvânt, Doamne. Tu poți. Cu cuvântul. Dragilor, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună și în seara asta, vino la mine. Lasă lumea. Vino la mine și vă da putere. Ai fost dus la biserică, ai fost botezat când ai fost mic. Ai fost încreștinat. Ai luat asta viața nouă. Dar ai crescut și te-ai dus și ai intrat în păcat. Vino la mine. Creștin nu-i cel care spune că e botezat sau care mai mers din când în când la biserică. Creștin e cel care trăiește. Zi de zi, nu doar duminica, nu doar în post. Că mai auzim predici din asta în care mi se spune acum e vremea postului, dragilor. Acum trebuie să nu mai bem, să nu mai înjurăm, să nu mai fumăm. Dar de ce nu acum? Dar de ce nu am vremea postului? Creștinii numai așa făceau. Prin creștini așa făceau, doar în vremea apostolului. Nu în fiecare zi. Ne spune Scriptura că la începuturi, zice, erau nelipsiți de la templu. În
fiecare zi. Nelipsiți. Acum am auzit să... am ajuns vreunde să aud din gura preoților să spună, mă, oamenilor, măcar o dată pe lună veniți la biserică. Măcar o dată pe lună. Ce creștinism este? Haideți să citim altfel și ar vrea să închei cuvintele acestea cu versetele care le-am citit la început, dar să le citim altfel. De la Romani, capitolul 2, ultimele versete. Și aș vrea să le citim noi la zilele noastre. Om născut din nou, tăierea împrejur negreșit este de folos, dacă împlinești legea, spune aici. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur, ajunge netăierea împrejur. Putem să facem între iudeu, să zicem creștin, și tăierea împrejur, să zicem înnoirea vieții, sau nașterea din nou, de care vorbea Domnul Iisus. Dacă cel nenăscut din nou păzește poruncile legii, nenașterea lui din nou, nu îi se va socoti ea ca o naștere din nou? Pune întrebarea Sfântul Pavel. Iudeu, zice, nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și noi o zicem în zilele noastre. Creștin nu este acela care arată pe din afară că este creștin. Și om nou nu este acela care este pe din afară nou. Am putea să zicem că am cântat o cântare cu hainele care le îmbrăcăm. Ci creștin este acela care este creștin înăuntru și înnoire a vieții sau naștere din nou este aceea a inimii în Duh, nu în carne. Un astfel de creștin îți scoate lauda de la Dumnezeu, nu de la oameni. Dragilor, să ascultăm cuvintele acestea. Să ascultăm îndemnurile care ni le spune Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul care lucrează, cum spune într-o poezie, prin oricare vestitor. Cuvintele acestea vin ca să ne cheme, să lăsăm lucru, să lăsăm plăcerile acestea. Sunt plăceri. Cuvântul lui Dumnezeu ne adevărește. Zice, plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu spune că nu sunt plăceri, dar de o clipă. Ca să ne bucurăm, ca să ne bucurăm în Domnul, trebuie să fim înnoiți de Domnul. El să facă înnoirea asta în viața noastră și noi să ne lăsăm înnoiți de El. În felul ăla și în momentul ăla o să ajungem să trăim ca și copiii lui Dumnezeu și o să ne bucurăm de orice loc și orice stare unde se adună copiii lui Dumnezeu. Doar atunci putem să ne bucurăm. Domnul să ne facă să înțelegem lucrurile acestea și să rămânem la ceea ce am auzit. Sfințiți pe Hristos în inimile voastre ca Domn. Amin. Amin.